ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni și dragi telespectatori ai postului de televiziune Cluj AM.ro. Astăzi o nouă ediție a emisiunii Să vorbim despre. Așa cum vedeți în studio, îl am alături de mine pe profesorul nostru de facultate, domnul Șerban Paul Agachi, mă scuzați. L-am avut într-o altă emisiune în care a vorbit despre viața lui. Este profesor în Botswana acum și a scris o carte, am să vă arăt, a scris o carte, experiențe în Irak, zile și nopți în Irak, despre experiența dânsului în Irak. De ce a fost în Irak? Cum a trecut prin acea perioadă, impresiile pe care le-a adunat în acești ani, în acei ani, am să-l întreb și dânsul am înțeles că ne va răspunde. Dar înainte de a deschide subiectul, de a vorbi despre această carte, vreau să mă țin de promisiune. Am promis că în fiecare emisiune, chiar la începutul emisiunii, voi vorbi despre faptul că în Cluj, un oraș așa de mare și bine cotat, number one în România, nu există un adăpost pentru victimele violenței în familie. Aș vrea pe cei care pot face ceva în această privință să nu uite că aceste femei, sau putem spune și bărbați, au nevoie de un astfel de adăpost. Îmi prezint scuze pentru această mică deviere de la subiect, dar vrem un adăpost la Cluj. Suntem așa de mulți și uite că tot nu se face. Da, e păcat că e o realitate. Bine ați venit la noi în studio. Bine ați revenit la noi în studio. Bine, bine te-am găsit, Nora. Sunt așa de emoționată și sunt și bucuroasă că sunteți din nou alături de noi. Să știți că în urma emisiunii noastre trecute, foștii dumneavoastră colegi au apreciat emisiunea și... Colegi sau studenți? Foștii. Colegii mei și colegii foștii tăi. Dumneavoastră așa. Studenți. Și nici unul dintre ei n-a uitat de faptul că ați fost atât de sever cu noi. Dar timpul a îmblânzit amintirea, mulți dintre ei, am înțeles din comentarii, n-au reușit să treacă peste anul 4. Asta a fost. Dumneavoastră ați fost profesorul nostru drag și ați fost unul din etaloanele mele în viață. Mi-am dorit întotdeauna să ajung așa ca dumneavoastră. Și acum... Nori, să nu ne facem chip cioplit. De ce? Nimeni nu e nici de înlocuit, nici de... Poate că ne place cineva, îl apreciem, dar chiar așa să fie simbolurilor. Dar să știți că în facultate fiecare student are profesorul preferat, are materia preferată. Are oameni de care se leagă sau oameni pe care nu îi îndrăgește. Da, așa este. Dar pentru mine ați fost unul dintre profesorii preferați. Mă bucur. Chiar dacă ați fost sever, chiar dacă ați fost altfel decât ceilalți profesori, am avut multă de învățat de la dumneavoastră. Mă bucur. Și dacă aș fi fost profesor, sigur aș fi fost tot ca dumneavoastră. Oh. Deci nu vă ridic pe piedestal. Deci v-am spus doar ceea ce simt, ceea ce am simțit și față de dumneavoastră atâția ani. Am spus că v-am invitat astăzi ca să vorbim despre această carte. V-am arătat-o și la început de emisiune. Cartea se numește Zile și nopți în Irak. Nu știu exact în ce an ați scos. Cred că în 2010. Și asta pentru că între anii 2000 și 2003 ați avut o experiență în Irak. Da. Cum de ați ajuns în Irak?
știu în carte e descris această... Foarte simplu. În vremea aceea eu eram cancelar general al universității, Babeș-Bolyai, și cunoșteam foarte multă lume și internațional, aveam relații foarte și chiar de prietenie cu oficialități și din ONU, din UNESCO și odată la o întâlnire de lucru, un Lazar Vlășceanu era director adjunct la Centrul de Învățământ Superior al UNESCO din București, îmi spune, măi, este în programul Petrol pentru Hrană, Oil for Food, este un post de consultant pe învățământ superior. Ar trebui să te duci acolo dacă ai dorit. Cred că ai face treabă bună acolo. Și șeful de misiune, care e Ian Sadlac, un polonez, francez, canadian, mi-a spus și mi-a descris ce trebuie să fac. Și eu am în mine un spirit de aventură. Eu sunt bucureștean care, în vremea în care nimeni nu se mișca din București, eu am venit la Cluj. Da. Bine, și nu-mi pare rău deloc, vreau să spun. Dar vreau să spun că am rupt și nu m-a interesat ce am lăsat în spate. Și aici. Sigur, îmi oferea un salariu care atunci mi-aduc aminte, era de 20 de ori mai mare decât salariul de la universitate. Și asta a fost un motiv pentru care... Da. Da, un stimulant. Plus, spiritul meu de aventură și dorința de a face ceva. Deci așa am ajuns în Irak. Am acceptat imediat ce mi-a spus. Sigur, a trebuit să mă gândesc câteva zile, am vorbit și cu soția. Soția nu a fost de acord, evident că era zona de război. Dar am zis, hai să încercăm. Totuși nu v-a fost frică să mergeți niciodată. Acolo. Foarte ciudat. Niciodată. Nici când se trăgea cu mitraliera. Adică auzeam, nu se trăgea în mine sau lângă mine, dar auzeam. Ați făcut armată? Am făcut armată. Da. Am făcut. Deci, dar nu mi-a plăcut armată. Și nu mi-a plăcut să trag cu pușcă. No. Da. Era o perioadă destul de turbure atunci în Irak. Și... Da, destul de tulbure. Că, și scriu aici în carte, pe unde te duceai, vedeai gărzi paramilitare, patrulând mașini cu mitraliere pe ele. Nu, era o zonă nu chiar liniștită. Și un fapt anecdotic, în fiecare luni era un briefing al organizațiilor ONU care erau stabilite în partea de nord a Irakului, în Kurdistan, în Erbil, care acum este oficial capitala Kurdistanului. Era un briefing de securitate și se începea invariabil, deci șeful de la UNOCHI, care era autoritatea care făcea toată organizarea și avea grijă și de pază și de toate, spunea așa, situația este stabilă, dar impredictibilă. Situation is stable, but unpredictable. Și după aia spunea, nu, ultima săptămână au fost 10 explozii, una acolo, pe lângă noi. Da. Da, interesant. Interesant că nu v-a fost frică. Nu. Nu, pentru că realmente eu cred în soartă. Și ei cred în soartă. Maktub se numește soartă în arabă și cred în soartă. Adică ce ți-e scris, ți se întâmplă. Sigur, asta nu înseamnă că eu trebuie să mă arunc în fața tramvalului, că dacă nu mi-e scris să fiu călcat, nu o să mă calci. Nu, evit cât pot. Da. Pentru ce înseamnă consultant? Consultant ce înseamnă? Înseamnă că tu ești repartizat pe lângă diferite instituții din zona respectivă și le dai sfaturi cum să se organizeze mai bine, pentru că programul ăsta Petrol pentru Hrană era sprijinit pe niște bani.
13% din exporturile permise în embargoul acela de către Irak în exterior se reîntorceau prin programul Oil for Food în ajutoare. Ajutoare de diferite feluri, în sănătate, în alimentație, agricultură, și au găsit ei puțin mai încoace, adică mai spre sfârșitul programului, din 2000 începând, că și educația este importantă. Și eu eram consultant pe educație în învățământul superior, adică eu ce făceam? Discutam cu universitățile și le spuneam așa, evident, făceam un studiu, cam ce le-ar trebui, ce lipsuri au, îi întrebam și pe ei, cam ce vă trebuie, ce lipsuri aveți, și ei reacționau ca și noi aici. Avem nevoie de mobilier, de mașini, de table, de putare. Și eu atunci, consultantul vine și spune, stai puțin, hai să vedem de ce training ați avea nevoie, de ce competențe n-aveți și ar trebui să fie completate. Deci consultantul îi sfătuiește. Și ce ați găsit acolo în materie de învățământ? Ce am găsit? Din păcate, și acum e din păcate, că nu se liniștește zona aia, veneau după o perioadă de 20 de ani de continuu război, a fost vreo 8 ani războiul cu Irakul, după aia războiul cu Kuwaitul, da. După aia războiul interior între Irakul de Sud și Kurdistan, în care populația a fost total izolată. Deci puteai să tragi granița numai fraudulos, deci nu aveai. Deci nu pătrundea literatură, nu aveau internet, nu aveau televiziune. Bine, se încălca în nord, se încălca embargo teribil și aveai televiziune prin satelite și puteai să-i fii informat. E ca și da. Pe la noi cum era înainte. Ca și la noi cum era înainte. Am recunoscut foarte bine da, timpul. Da, da, ți-l recunoscut și în carte. Da. Da, păi și noi mergeam cu antenele și captam... Da. Mai ales pentru meciurile de fotbal, știu, erau... Meciurile de fotbal mergeam în feleac ca da. Să captăm meciul. Da, asta e. Bun. Acolo era mai comod, nu trebuia să urci pe un deal, pentru că aveau deja sateliți. Pe vremea meciurilor noastre de fotbal nu erau sateliți. Da. Aici deja sunt sateliți. Și cum Kurdistanul e, și acum este o regiune autonomă în cadrul Irakului, atunci nu era chiar oficial recunoscută, acolo se putea. Se putea face. Deci era o piață neagră. Tot felul de lucruri puteau veni, se puteau cumpăra de acolo. Pe de altă parte, ONU nu prea avea voie să cumpere de pe piața neagră decât numai când pe canalele normale, că nu dădea voie Saddam Hussein, pe canalele normale nu se puteau achiziționa echipamente, cărți sau alte lucruri. Deci oamenii aceia, ce am găsit, că de aici am plecat, erau o comunitate de profesori, cadre didactice, toți cu studii făcute în străinătate, în foarte multe, că înainte de perioada Saddam Hussein, a fost o deschidere a Irakului, un dinar irachian avea o valoare de 3 dolari, deci era foarte puternic, și ei au trimis vreo 50.000 de oameni la studii în străinătate, inclusiv în România. Dar și în Suedia, America, Germania, foarte multe țări, Franța. Ei au studiat și au făcut doctorate acolo și au venit acasă. Și deodată oamenii aceia au fost băgați într-o cușcă unde n-au mai primit nicio informație, n-au mai putut comunica cu colegilor de afară, deci n-au mai putut să facă nimic. Deci ea era o comunitate dezamăgită, demotivată și neinformată. Și în momentul în care ați ajuns acolo, nu au simțit că pot respira, că au totuși o mică speranță că vor ajunge la informație? Depinde și de omul cu care discutăm, în sensul că de multe ori erau foarte dezamăgiți. De ce au creat ei postul? Atunci s-a creat, în 2000 s-a creat postul de specialist consultat în învățământul superior, pentru că până atunci embargo a fost tratat și din punctul de vedere al UNESCO, care este totuși este organizația pentru știință și cultură, educație și cultură. Au trimis numai oameni de administrație,
care făceau aprovizionare cu creioane, cu hârtie, cu mașini, cu cutare. Și oamenii aia, de acolo, de la nivel de universitate, au spus, domnule, noi avem nevoie de niște interlocutori valabili cu care să discutăm nevoile reale ale noastre. Discutam acolo cu președinți de universitate, oameni foarte marcanți. Și s-au bucurat foarte mult când am venit acolo, pentru că aveau deja un partener de discuție egal cu ei. Eu avusesem și o funcție de conducere într-o universitate importantă, eram umblat prin lume, deci și și-au dat seama că pot să realizeze ceva cu mine. Da. Bănuiesc care a fost atmosfera acolo. Ați scris așa de frumos în carte, vă recomand cu drag, dacă o găsiți, să o cumpărați și să o citiți, să vedeți. Pe la biblioteci sunt, am văzut. Să vedeți ce impact a avut totuși domnul profesor asupra celor de acolo. Pentru eu am sesizat din ceea ce am citit că ceea ce ați făcut dumneavoastră a avut un impact major asupra tinerilor de acolo. Timpul a fost prea scurt, pentru că eu am fost în prima etapă, am stat 6 luni, după aia am făcut o pauză, am venit acasă, iar am stat vreo 3 luni, iar am venit acasă, iar m-am dus și am stat. Deci nu pot să-mi dau seama de impactul pe timp lung, dar a fost un impact pe timp scurt. Sigur, era nebunia aceea că Irakul vrea să facă o bombă atomică. Da. Și are capacitate. De asta țin minte, căutau bomba atomică. Căutau bomba atomică. Și fabricile care le fabrică. Și după părerea mea, sigur, eu n-am putut să intru în secretele de stat ale Irakului. Eu eram extern, limitat la învățământul superior. Și ca urmare, Saddam Hussein voia în primul rând ca embargoul să nu reușească, adică să fie o pedeapsă pe poporul lui și să demonstreze lumii că el a avut dreptate și că da, asta și-a sacrificat poporul. Pentru că el, de exemplu, ținea în vamă 6-9 luni medicamente absolut necesare pentru tuberculoză, care nu le avea acolo. Și ce am reușit să fac, asta chiar am reușit să fac, am avut energia să pot să negociez un program modest de cercetare la nivelul Kurdistanului. Program modest de cercetare, de ce? Pentru că vedeam că acești profesori, care erau oameni foarte calificați, plecau, veneau la 8, la serviciu, plecau la 12 și gata, asta era ziua lor de lucru, predau acolo ceva. Cine știe din ce se mai informau, surse se mai informau, că n-aveau surse de informații. Și atunci am reușit să conving pe unul dintre șefii de program, UNESCO, pentru că era o oarecare pericol, să finanțăm un program de cercetare. Sigur, a fost o luptă, pentru că am fost chemat la Bagdad imediat, la ministrul învățământului de acolo, și a zis, păi ce faceți voi acolo? Faceți cercetare în Kurdistan, e o gelozie între Kurdistan și partea arabă. La noi de ce nu faceți? Păi la noi nu, voi nu vreți. Voi nu vreți să aveți consultanți pe învățământ superior și cercetare. Bun. Dar i-am spus, nu-ți bate capul, facem așa ceva fix. E adevărat, sumele nu erau mari, erau de la $1,000 la $5,000 pe grant. Dar am instituit un sistem de granturi de cercetare. Era foarte bine pentru că nici noi, nu de foarte mult timp, făcusem același lucru în România și știam toate lucrurile astea. Sistem de granturi în cercetare și un sistem de peer review, adică de evaluare a propunerilor de cercetare, un sistem de raportare și, domne, în 6 luni, nu vă dați seama ce emulație a putut să creeze acest mic ajutor. $1,000, mare lucru, dar acolo erau ceva. $5,000 erau foarte mult. Și mi-aduc și acum aminte o lucrare foarte interesantă despre flora Kurdistanului.
o clasificare pe care i-au făcut-o cu probe, cu luate. Deci am stârnit o emulație acolo. Le-am zis, haide să facem, n-aveau internet, hai să facem niște rețele. Local Area Networks. I-am învățat cum să facă. I-am pus să... Ei făceau design și trăgeau cabluri și... Deci, i-am trezit. Asta a fost. Sigur, ca să faci un program de ăsta, trebuie să te bați cu diferite forțe. Guvernul central irachian nu era de acord. Dar i-am mințit că nu facem mai nimic, nu vă bateți capul. Security Council, pe de altă parte, zicea, păi ce faceți, băi? Le dați bani ca să facă bomba? Și am zis, ce bombă, dumne, că nici nu pot să facă nimica. Cu ce echipamente au și cu nu pot să facă nimica. Și zice, chiar Security Council, omul de acolo, era Grégoire de Brâncoveanu, era șef. Deci de origine română, dar nu mai știa română. Zice, bine, atunci măcar schimbă numele proiectelor. Așa? Și cu autoritățile locale care întotdeauna ziceau, dom'le, nu-i de ajuns ceea ce e. Noi, ăștia-s banii noștri, noi trebuie să facem aia și aia și aia. În general vreau clădiri și mașini. Și am zis, nu, dom'le, trebuie și soft. Soft skills, trebuie investiții în cercetare, nu înțelegeau exact. Dar au fost foarte mulțumiți, pentru că după aceea au venit cu rapoartele de cercetare. Niște lucruri de-a dreptul senzaționale. Erau însetați de lucru, voreau să cerceteze. Trebuiau treziți, vă spunem, întotdeauna. Există, dorința de bine există în om, trebuie să-i se creeze condițiile. Și având în vedere că ați fost în Kurdistan, ați fost în, în partea de Irakul de Sud, care a fost zona care v-a plăcut mai mult? În Kurdistan, dacă mergi puțin mai la nord, înspre granițele cu Turcia și cu Iranul, încep niște zone muntoase superbe. Partea de sud este mult mai aridă, este deșertică. Dacă mergi la sud de tot, spre Golful Persic, la Basra, este chiar îngrozitor, că este și foarte cald și foarte umed. Deci, fără discuție, partea aia, chiar mai la nord de noi, era partea frumoasă. Uh-huh. Ați descris în carte drumul pe care l-ați făcut din Amman până în Bagdad. 1000 de kilometri. Da, prin deșert, prin căldurile acelea. Da. Cum vi s-a părut? A fost prima dată primul impact cu deșertul? Nu, n-a fost primul impact, pentru că mai fusesem în California. Deci, când am stat în America, am și făcut o excursie prin toată America și am trecut și prin deșert. Și prin Mojave și... Deci știam ce-i deșertul. Dar niciodată n-am umblat 1000 de kilometri așa și cu țintă. Deci aveam un program. Am plecat la 7 dimineața, trebuia să ajungem la 5 după amiază acolo. Că altfel după aia se închid tot felul. Se închid granițe, sunt checkpoint-uri care nu te mai lasă să treci. Deci... Când vii pe o căldură, eu estimam așa la 70 de grade la soare, sigur că te izbește și vezi așa o pustietate. Deșertul nu-i cu dune, cum ne închipuim noi, ca în Sahara sau ca în Namibia, pe mal Netoșa, pe malul Atlanticului sau... Este un deșert plat, cu pietre multe și cu nisip de ăsta care îl învârte vântul și ți-l bagă în ochi. Și prima zi când am ajuns la Bagdad, mi-aduc aminte, erau peste 50 de grade la umbră. Era ca într-un cuptor acolo. Și cu cel cu care am călătorit, era un ceh de la o altă organizație din Națiunile Unite. El știa că mai fusese acolo, zice, nu, mergem la masă mai pe la 10, așa, că erau sub... în jur de 45 de grade, era suportabil. Da. Și v-a fost greu. Nu mi-a fost greu, te adaptezi. Da, a fost interesant. Nu. Deci ieși, de exemplu, în clădire stai cu aer condiționat.
Dacă îl pui prea jos, că așa simți că trebuie să stai la 20 de grade, răcești. Că e diferența mare între 40 și 20, e prea mare. Pui pe 25 de grade. Dar mi-aduc aminte, odată eram acolo, chiar când ne-am dus la ministrul învățământului să-i dăm raportul. Ce facem? Că auzise că facem nenorociri în Kurdistan. Mi-aduc aminte, și acum eram îmbrăcat cu cravată, cu haine, cravată, tot. Ieși din clădirea ministerului pe stradă, acolo și blocuri înalte, erau o stradă modernă cu blocuri, de astea blocuri de 15 etaje. Am avut senzația că am intrat într-un cuptor. Deci ieși de la 25 de grade dinăuntru la 45-50 afară. Cu ce mașină ați circulat pe acolo? N-aveai voie. Tu, ca personal ONU, circulai numai cu mașinile ONU. Deci erau mașini arondate. Deci nu puteați merge, dacă vroiați dumneavoastră, undeva? Nu, sau... n-aveai voie. Păi mai ales când ei raportau atacuri cu bombă sau explozii în bazar acolo. În cutare. Mai umblam și noi prin bazar. Dar întotdeauna umblam, mergeam până acolo cu mașina, mașina ONU, cu inscripționată cu UN. Da, da, am văzut imagini din vremea aceea, acele mașini de acolo. De ce? Ca avea o oarecare reținere, că te miri cine te atacă. Chiar umblam odată printr-o pustietate prin nord, adică într-o misiune de asta, cu într-o mașină ONU, și un prieten de-a meu, un arhitect din birmanez, din Myanmar, îmi spune, măi, știi ce țintă perfectă suntem noi acum? Unul cu o armă cu lunetă de acolo, de pe dealul ăla, praf ne face. Că pentru el, noi toți suntem americani, că era un curent anti-american acolo, puternic. El nu știe că tu ești din România sau că eu sunt din Birmania. Ați și descris în carte că ați fost colegi, ați avut colegi din foarte multe țări. V-a fost foarte... Nu v-a fost greu să comunicați cu ei? Vorbeați în engleză? Da, toată lumea vorbea engleză, e limba oficială. Întâmplător, majoritatea din misiunea noastră UNESCO erau de limbă franceză. Și atunci mi-a făcut o plăcere deosebită. Eu n-am învățat franceza niciodată, dar vorbeam franceză, chiar vorbesc și acum fluent. Sigur, îmi trebuie puțin exercițiu, dar cu ei vorbeam în franceză și ei s-au bucurat că pot să vorbească în franceză cu mine, că de multe ori erau marocani, erau algerieni, nu erau foarte, cum să spun, la îndemână cu vorbitul în engleză. Și vorbeam în franceză, dar limba oficială, practic, cea mai des folosită este engleza. Și știu că la noi în vremurile acelea era problema cu alimentele, era o problemă cu cafeaua, cu lucrurile astea necesare, să spunem, sau da, de răsfăț, poate puțin răsfăț pentru fiecare om. Da. Cum era pentru dumneavoastră acolo? Pentru mine a fost foarte simplu, pentru că v-am spus, era o zonă, deși țara era sub embargo, era o zonă în care foarte vesel se călca embargo. Nu știu dacă am spus în carte, asta apropo de ce, sunt convocat odată la sediul unei ONG-uri, organizații non-guvernamentale, unde zice, ar fi bine să te întâlnești cu doamna Cutare. Era prim secretarul ambasadei Angliei, Marii Britanii în Turcia. Era clar un MI5. Sau MI6. Era clar tipa. Deci, pe unde venise? Printr-o graniță penetrabilă din Turcia. Ea a venit. Deci, asta ca să spun cum era embargoul cu găuri. Deci, erau tot felul de mărfuri. Era, vorbesc în carte, chiar mi-aduc aminte cu mare plăcere, de doi oameni, mici întreprinzători, comercianți, aveau un magazin cu tot felul de produse. Puteai găsi tot felul de cărnuri, vinuri, whisky-uri dacă vrei, bere dacă vroiai, absolut tot felul de mărfuri.
le aduceau prin, da, din Iran, din Turcia, din Siria. Deci dumneavoastră n-ați dus lipsă de așa ceva, dar populația de acolo nu avea acces la așa, la... Nu avea. Salariile erau foarte mici. Întâmplător, populația din zona unde stăteam noi, datorită faptului că noi eram acolo, trăia mult mai bine. De exemplu, eu plăteam chirie, să zicem, 350 de dolari pe lună. Un salariu de la stat din Bagdad, de profesor, de exemplu, era 3 dolari pe lună. Ori el câștiga 350. Unul, săracul, care făcea taximetrie, era și profesor și făcea taximetrie, scriu chiar de el, că am vorbit cu el, câștiga 10 dolari pe lună sau 15, ceea ce era mult mai mult. Deci populația de acolo, din zona în care noi eram, și eram cam 400 de oameni în zona Erbilului și în zona Suleimania și Dohuk, hai să zicem încă vreo 100 și 200, deci eram, hai să zicem, aproape 1000 de oameni care alimentau piața neagră a zonei. Ei trăiau mai bine. Dar uitați că se poate trăi prost și cu 3 dolari. Da, e de necrezut, nu? Da. Da, și arată așa traiul ăla. E rău. Și totuși era cultul personalității în floare acolo. Da, am recunoscut Ceaușescu în persoană acolo. Am asistat la o emisiune, mi s-a părut grețoasă, dar m-a interesat foarte mult. Îi chemase pe poeții de vază ai Saddam Hussein, îi chemase la o masă de asta să compună un nou imn al Irakului. Și fiecare rostea o strofă, așa pe rând erau, și se termina invariabil cu o, Saddam, o, Saddam. Și el era foarte mulțumit acolo, stăteam cu un trabuc, fuma. El era un tip mai neinstruit, așa, dar el aprecia munca celor artiști. Mă rog. Da, pentru că elogiau pe el, practic. El plătea? Da. Da. Da, deci era un satrap. Da. Avea antecedente în istorie. Așa, v-au trezit de nostalgie, așa e. Tot timpul am recunoscut regimul, da. Pe de altă parte, spre deosebire față de noi, în România pe vremea tovarășului, avea un canal care dădea, în primul rând, că nu era emisiune limitată la 2 ore, era toată ziua. Avea un canal cu filme occidentale. Ceea ce era o chestie. Da. Deci era un fel de, nici nu știu, un fel de comunism, dar nu chiar comunism. Era așa ceva între, dar era... Îi termina. Deci, nu vă era frică să mergeți pe stradă între oameni, că puteți fi jefuit? Bine, oricând e un potențial. Am fost aici, odată am fost într-o vizită, aveam un șef de misiune care era arab, din Maroc. Ca urmare, avea altă comunicare cu autoritățile arabe. Deci putea să-i mai influențeze, să spună, să-i liniștească că nu vrem prostii, că nu știu ce. Și ne-a dat voie să mergem odată în zona de sud, la Babilon și Najaf. Și acolo, la Najaf, este un centru puternic șiit, deci musulman, adepți ai califului Ali, deci nu Mahomed, Ali, mă rog, complicată treaba. Și era un pelerinaj la mormântul acelui Ali, al califului. Era o fervoare de aia îngrozit, adică ceva, se biciuiau, se dădeau cu capul de pereții, plângeau pe mormântul ăla care nici nu știai dacă e Ali înăuntru sau... Și sigur că ei credeau că este, poate că și este. Și sigur aveai o senzație așa de îndoială, ce cauți tu acolo. Și mai și a spus aici, spune unul în spate, Saddam Hussein is good. N-am zis nimic, m-am mișcat mai departe. Sigur, se vedea că străin, că nu eram îmbrăcat ca ei. Și... Deci, totdeauna e așa o reținere, așa, când e foarte multă lume. Și femeile acolo, cum le-ați văzut, cum erau tratate? Femeile,
Sigur, e zona arabă și zona Kurdistanului. Deci sunt în două. Da, este altă tradiție. În general, în zona Kurdistanului, bărbații din familie erau cam luptători. Ei de vreo 20 de ani erau prin munți. Am și povestit aici de un președinte de universitate care a stat 20 de ani în munți. Luptători de gherilă. Ele stăteau acasă cu copii. Erau mult mai agere și mai prezente și... De ce? Ele învățau, citeau cu ei, le dădeau educație. Ei erau abrutizați de război, deci era o diferență clară. Ei arătau pătrați așa și se uitau urât la tine, ele erau deschise și comunicative și deștepte și... Asta nu înseamnă că erau proști, dar ei erau după 20 de ani de război în care nu... N-ai pat, n-ai apă, ești murdar, ești obosit, ești... Cum poți să fii? Da. Deci femeile, nu, erau tratate bine. Pe de altă parte, dar îmi spunea un coleg musulman, care zice, eu sunt slab musulman, trag perdelele ca să nu mă vadă vecinii, că mi-ajut soția la curățenie și în casă. Și acolo e așa un fel de... Tratarea femeii cumva de pe alt plan, în sensul că când se căsătoresc, ei nu se întâlnesc, nu se pune problema de dragoste sau... Ei li se aranjează căsătoria, se tranzacționează cu bani, cu aur, cu nu știu ce. Vorbesc de chestiile astea acum. S-ar putea să fie un eșec o căsătorie de asta. În sensul că se constată că nu se... Dar înghit și nu zic nimic. Deci... Chiar dacă și în zona curdă, dar acolo sunt și creștini, nu numai musulmani, sunt eu caldeeni, sunt foarte mulți, de foarte multe denominații. Totuși, zona își pune amprenta, adică femeia este supusă. De exemplu, mergeam la colegul ăsta la masă, se mânca pe jos, ea nu stătea cu noi. Venea, ne servea, pleca. Pe de altă parte, știam de la colegii mei, erau foarte importante în deciziile familiei, în sensul că trebuie să o întreb pe nevastă mea, nu pot așa să decizi singur chestia asta. Deci așa, nici nu-mi dau seama ce e adevărat și ce nu e adevărat. Era o aparență de asta foarte... de planuri diferite, bărbatul e conducătorul și ea și este imaginea, supusa. Da. Pe de altă parte, din ce discutam cu ei, zice, stai că nu e chiar așa, că trebuie să țin cont de ce spune nevastă. Da, știam din mass media și din alte informații, așa, știm că în zona musulmană femeile sunt... N-au niciun cuvânt de spus, după ceea ce ne spuneți. N-au niciun cuvânt în față, da. Dar eu cred că în spate ele chiar au un cuvânt. Sigur, e o problemă și scriu aici, am avut un amic care avea două neveste, una creștină, una musulmană. Nu era foarte mulțumit. Și nu ți închipui ce înseamnă să... Trebuia să merg noaptea de la una, că întotdeauna ailaltă mă caută la telefon și îmi zice, vezi că am o problemă și trebuie să vii aici, poate chiar inventează, că nu-i place. Nu le place să fie a treia roată la căruță. Chiar vreau să vă întreb că ați întâlnit un astfel de bărbat care are mai multe soții, da? Da, am deci întâlnit. Unul singur, în Iordania, nu, în Irak nu cred că erau. Erau mult mai laici irachieni. Spuneți-mi, de ce ați ales să scrieți cartea asta? Eu am însemnări, îmi place să țin un jurnal așa în general. Am însemnări, de exemplu, din Kazahstan și mă uit cu plăcere peste ele. Peste ani mă uit cu plăcere ce am scris eu atunci, cum am perceput. Acum țin un jurnal în Botswana. Destul, chiar e amplu, pentru că de 5 ani sunt în Botswana și am aproape în fiecare lună câte un episod, ceva. Deci să ne așteptăm la o altă carte? S-ar putea.
despre Bosoana. E Bosoana. Așa de bine scrisă și așa de ușor și așa de ușor accesibil tuturor. Vreau să spun că să această carte o datorez secretarii mele de atunci, Daniela Hornea, că eu îi mai trimiteam de la rectorat. Eu îi mai trimiteam episoade de așa și zice, domn profesor, de ce să le puneți într-o carte? Crezi tu că ar merita? Zice, da, că sunt foarte interesant. Ei datorez această carte. Și ea le-a pus, le-a formatat, le-a... Da. Noi îi mulțumim că... Poftim? A avut, noi îi mulțumim că a avut ideea asta, pentru că este într-adevăr o carte interesantă și educativă. Cel puțin pentru mine a fost educativă. Da, și pentru mine a fost o experiență importantă. Da. Realmente importantă. Cum este un alt fel de experiență asta din Botswana. Și asta, asta a fost parcă mai... Sigur, era și sub presiunea războiului și... Era un nou family mission, aici am putut să-mi duc familia cu nepoți, cu tot, deci alte condiții. Acolo era nou family mission pentru că erai la gradul de periculozitate chiar de anterior războiului. Oricând se putea exploda ceva. Doamne, cum de nu v-a fost teamă? Da, sunteți curajos, sunteți un om curajos. Nu, mai, cred că e inconștient mai degrabă. Hai, domnul profesor, suntem cu timpul la limită. Dacă mai aveți ceva ce ați vrea să spuneți și poate că am omis să vă întreb. Nu știu. Sigur, mi-aduc aminte de momentul acela în care a fost atacul asupra misiunii ONU, atac organizat de Al-Qaeda. Un camion capcană s-a strecurat prin spatele compoundului ONU și omul ăla s-a detonat. Ea avea explozibil, slavă Domnului. Ei sunt foarte neglijenți. Chiar mă gândeam, nimeni nu te controlează ca lumea să vadă dacă n-ai la tine o grenadă sau ceva, ci oricând poate să intre cineva care vrea să se detoneze. Și chiar mă gândeam atunci, nu m-am speriat nici atunci, eram departe, deci eram în nord când am auzit știrile astea. Și mă gândeam, ia uite-mă ce înseamnă soarta, că eu am mers de multe ori prin locul ăla. Putea să se întâmple atunci. Da. Și dacă ar trebui să mai mergeți, ați mai accepta? M-a și invitat un coleg de-a meu, care este acum profesor în Erbil, la universitate, m-a și invitat să particip la o conferință acolo, dar a venit COVID-ul ăsta și nu. Sigur că m-aș duce. Și din cauza COVID-ului, nu. Și acum e și mai periculos decât atunci. Sau cel puțin așa... Știți cum e? Asta e o chestie de percepție așa. Și mai periculos. Tot timpul e periculos sau nepericul. Depinde cum simți tu. Da. Aveți dreptate. Percepția noastră e de vină. Da, e percepția personală. Da. Sensibilitatea personală. Domnule profesor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru discuția asta, aceasta interesantă pe care am avut-o astăzi. Vă mulțumim pentru această carte. Eu personal vă mulțumesc pentru această carte care o am în mână și vă așteptăm cât de curând să veniți să vorbim despre Botswana. Când doriți. Eu nu sunt star de televiziune, nu fac nici rating, nici nu concurez pe nimic. Intenția noastră e să arătăm, să aducem în față oamenii care sunt exemple pentru cei tineri. Și din experiențele dumneavoastră, mulți se pot inspira. Avem ce învăța. Ce concluzii tragi din astfel de experiențe când lucrezi? Când te plimbi altceva? Când lucrezi efectiv cu oameni? Dom'le, peste tot oamenii sunt la fel. Au aceleași idealuri, sunt buni și răi, deștepți și proști, frumoși și urâți. Și eu cred că am avea toate șansele, dacă am fi puțin înțelepți, să ne înțelegem. Acolo, în ONU, am cunoscut oameni din absolut toată lumea. Oameni normali. Dar fiecare, sigur, are particularități. Oameni cu bune și cu rele.
cu bune și cu rele, deși eu cred că a rejecta oameni pe motiv de ceva. Chiar le spuneam studenților mei, uitați-vă câți proști sunt în America, nu numai aici. Nu, să nu vă gândiți că aici sunt proști. Peste tot, în România, peste tot. Deci oamenii cu bune și rele. Noi vă mai așteptăm să mai discutăm despre aceste experiențe. Până săptămâna viitoare, stați cu ochii pe clujaem.ro. La revedere!